A fost realizat un reportaj despre româncele care ajung să se prostitueze în Europa. Materialul prezintă povestea unei tinere de 17 ani care a ajuns să lucreze într-un bordel din Elveția. E greu să fii fată, zic eu, pentru că toți pun ochii pe tine. Băieții, mai ales de la noi din oraș, se uită la noi și ne văd de parcă am fi o bancă de făcut bani. Așa își începe Maia povestea în reportajul de 9 minute, intitulat Generații de fete din România, traficate în industria de sex a Europei. România se află în topul primelor 5 țări din Uniunea Europeană privind traficul de carne vie, iar o treime din româncele exploatate sunt minore. Multe dintre ele sunt păcălite de către băieți care ajung să le oblige să se prostitueze. De altfel, acest mod de a atrage tinerele este considerat unul clasic. Când l-am cunoscut pe acest băiat, am crezut că el o să fie diferit. Am conceput un copil cu el, o fată, Ana Maria, povestește Maia. Tânăra s-a mutat apoi la mama băiatului, iar de acolo până la prostituție nu a mai lipsit mult. După o săptămână m-a întrebat, hai, nu mergem la muncă, continuă românca. Ea a ajuns la un salon de masaj din Constanța, unde întreținea și raporturi sexuale cu alte persoane. Mă simțeam murdară. Între timp, el vorbea cu alta, dar am acceptat și așa nu aveam de ales. Am mai apelat la poliția de la noi și mi-au spus, tu ai ales. Dacă vrei să pleci, perfect, dar copilul rămâne la el, pentru că el este major și tu ești minoră. M-am despărțit de acest băiat, îmi doresc foarte mult să-mi iau copilul înapoi, a mai zis Maia. Tânăra s-a mutat înapoi la mama ei, iar fostul ei iubit nu o lasă să-și viziteze copilul. A trecut o săptămână și parcă a trecut foarte mult timp de când nu a mai văzut-o. La câteva luni după ce a făcut aceste declarații, tânăra a împlinit 18 ani. Ea a decis să se împace din nou cu iubitul ei și a ajuns într-un bordel din Elveția. Ea a revenit în România de Paște să-și revadă frații și fiica, însă nu a mai făcut declarații în fața camerelor de filmat. Atunci când jurnaliștii au mers la ea acasă, iubitul acesteia a refuzat să fie filmat, iar Maia nu a mai fost lăsată în fața camerelor. Cu toate acestea, ea și-a dat acordul ca povestea ei să fie dezvăluită. Ea a spus că își dorește să se întoarcă în Elveția ca să strângă bani pentru a-i cumpăra fiicei sale o casă. O organizație de caritate care se ocupă cu prevenirea traficului de fete în Cernavodă și Constanța au încercat să o ajute. Un reprezentant al organizației susține că aproximativ 75% dintre fetele din Cernavodă sunt victime ale traficului de carne vie. Este foarte ușor pentru bărbați să le amăgească. Majoritatea fetelor nu au familie stabilă, iar traficanții le promit mașini, bani, lucru care înseamnă pentru ele că au viitorul asigurat. Frații și surorile Maiei sunt în grijă acestor oameni după ce mama tinerei a plecat din țară, relatează nașul.ro.